persoane au decedat în urma unui accident rutier produs aproape de ora 11 în sectorul Buiucani cu implicarea microbuzului de pe ruta 171. Tragedia a avut loc pe strada Calea Ieșilor, cauza rămâne deocamdată necunoscută. La locul producerii accidentului s-au deplasat două autospeciale și o echipă de descarcerare. Ministerul rus de externe a publicat ieri pe site-ul oficial al instituției un comentariu vis-a-vis de deciziile Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Moldova de a sancționa câteva posturi TV care retransmit canalele rusești. În comentariu se spune, cităm, calificăm drept cenzură politică și încălcare crasă a dreptului la libera exprimare decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova de aplicare a sancțiunilor posturilor TV Prime, TV7 și RTR Moldova, adoptate în urma rezultatelor monitorizării programelor retransmisă din Federația Rusă. Acest pas contravine Convenției Europene privind drepturile omului, iar scopul real al sancțiunilor este reducerea prezenței informaționale rusești în societatea moldovenească. Ce semnifică atunci atât de revenită de Chișinău valorii europene, dacă acestea permit încălcarea gravă a unuia dintre drepturile fundamentale ale omului? Se mai spune în comentariu. CCA a sancționat pe 7 octombrie 4 posturi TV, Prime, TV7, RNTV și RTR Moldova, invocând lipsa pluralismului de opinie în retransmisie emiterea buletinelor informative din Federația Rusă. La rândul său, președintele CCA Dinu Ciocan, contactat telefonic de postul nostru, a declarat că instituția nu se pronunță împotriva retransmiterei de către unii radiodifuzori licențiați din Moldova a posturilor străine, inclusiv cele rusești. CCA este interesat de respectarea prevederilor codului audiovizualului, or acestea au fost încălcate de posturile sancționate la capitolul imparțialitate și echidistanță în informațiile prezentate, a mai adăugat Ciocan. Pe 2 noiembrie, când vor avea loc alegerile președintelui României, în Moldova vor fi deschise 21 de secții de votare. Potrivit Ministerului Român de Externe, la Chișinău vor funcționa 4 secții, iar în orașele Bălți, Cahul, Călăraș, Hâncești și altele, vor fi câte o singură secție de votare. În total, pentru cetățenii români de peste hotare, au fost deschise 294 de secții de votare. Partidul Democrat din Moldova s-a arătat deranjat de campania desfășurată pe teritoriul Moldovei de Elena Udrea, candidată la prezidențialele din România din partea Partidului Mișcarea Populară. Într-un comunicat, democrații cer public candidaților la președinția României să respecte statalitatea țării noastre și să nu lanseze mesaje unioniste. Mai mulți miniștri și-au anunțat suspendarea din funcție astăzi până la ora 17, fiind termenul limită când trebuie să-și suspende activitatea din guvern. Printre cei care deja au degrevat se numără ministrul de externe Natalia German, ministrul educației Maia Sandu, vicepremierul Eugen Carpov sau ministrul muncii Valentina Buliga. Deși pe străzile capitalei sunt la tot pasul mașini parcate neregulamentar, acestea nu mai sunt luate cu evacuatorul. Astfel, potrivit ziarului național, șoferul autospecialei a spus că nu activează mai bine de o lună, întrucât nu a primit nicio comandă de la poliție. Vis-a-vis de această situație, nu au oferit vreun comentariu nici reprezentanții parcării auto unde erau tractate mașinile, nici angajații Inspectoratului Național de Patrulare, mai titrează aceeași surse. Taxa pentru serviciile de evacuare era de 900 de lei, iar costul unei zile de parcare 180 de lei. Astăzi este marcată Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural. În țara noastră, numărul acestora atinge aproape 1 milion, potrivit datelor ultimului recensământ al populației. Din acest număr, circa 18% sunt femei înietate, conform Biroului Național de Statistică. Ucraina intenționează să construiască un gazoduct cu o lungime de 110 km care îi va permite să primească gaz european prin Polonia. Noua conductă va avea o capacitate de 8 miliarde de metri cubi, iar costul ei se estimează la 245 de milioane de euro. Gazoductul va deveni operațional în 2019-2020. Legislativul norvegian a aprobat introducerea incorporării în armată a femeilor în mod obligatoriu. În ultimii ani, femeile din această țară puteau să activeze în forțele armate pe bază de voluntariat, iar decizia de ieri a fost calificată drept una istorică. Astfel, primele incorporări sunt prevăzute deja pentru vara anului 2016. Serviciul militar pentru femei mai este obligatoriu în Israel și alte câteva state din afara Europei. Pentru astăzi, Banca Națională a Moldovei a anunțat următorul curs valutar. Leul câștigă teren în fața principalelor valute de referință. Astfel, un euro este mai ieftin decât ieri cu un ban și costă azi 18,66 lei. Dolarul american a cedat două poziții și costă azi 14,71 lei. În schimb, o ușoară creștere cu un ban înregistrează leul românesc, cotat azi cu 4,24 lei. Hrivna ucraineană are azi o valoare de 1,13 lei, mai puțin cu un ban decât ieri. Rubla rusească însă se menține la același preț de 36 de bani.